Eu cred că fiecare candidat, în funcție de președinte, că-i Dodon, că-i Usatu, că-i Sandu, Năstas, eu cred că noi odată în săptămână, fiecare duminică, deoarece într-adevăr mergem prin toată țara, trebuie să facem un test, așa cum îl face toată lumea, dar însăși faptul că Dodon ascunde faptul că bodyguardul lui, paznicul lui, stă îmbolnăvit și el a refuzat a să dea testul la coronavirus, că Stegnes nu fie pozitiv, că zici că deoarece dacă ești pozitiv, două săptămâni trebuie să faci tratament și după asta două săptămâni să stai în autoizolare. Și Dodon trebuie să meargă pe un site, să împărțați o leac de baloane cu gaz, o leac de pomeni și eu înțeleg că omul vrea să lucreze în ghilimele. Dar asta este o problemă foarte mare și eu cred că astă seară, cum ajung la Chișinău, a să organizez și o scrisoare oficială ca să-l punem pe nebun, să duc să dăi testul, că el, înțelegeți, el la noi o leac culioc, o leac doctor, o leac președinte, o leacă agronom, dar trebuie cumva să-l oprim, că dacă, dacă el într-adevăr e infectat și el îmblă, eu m-am uitat acum la pagina lui de Facebook și văd că s-a cuprins și cu unul și cu altul și într-adevăr este infectat, și dacă îți va confirma că e infectat, atunci ați trebuia să deja noi, cred că să luăm o tabletă, să luăm o leac de scotch și ne ducem la dânsul, că deja asta este cei mai mari bătaie de joc când pui sănătatea oamenilor în pericol.